Am să facem un poster. Pentru acest lucru vom folosi programul PowerPoint și acesta este programul PowerPoint. Pentru a începe un nou proiect, apăsați pe butonul New, Nou și apăsați pe butonul Brand Presentation. Aici veți începe să lucrați. Dar va trebui să vă modificați formatul, pentru că acum este un format de tip prezentare și dorim să-l facem în modul A0. Pentru acest lucru ne ducem la design și modificăm slide size, modificăm cât de mare să fie modul de pagina de lucru. Avem opțiunea să alegem custom, da? Slide size for custom și aici băgăm unitățile de măsură în centimetri. Dacă nu le știți pentru un A0, să presupunem că aveți de făcut un poster A0, atunci căutați pe internet dimensiuni A0, vă duceți la All și vedem că dimensiunea este 84,1 cu 118,9, da? Ne întoarcem în PowerPoint, 84,1 cu 118,9, dacă nu mă înșel. Ok, e în regulă. Virgulă. S-ar putea să vă ceară fie virgulă, fie punct, depinde cum aveți setat calculatorul. Ok, Insert Fit. În momentul de față avem un spațiu de lucru pe care putem să lucrăm. Da? Acesta este spațiul de lucru și are exact dimensiunile care ne interesează. Bun, acum următorul pas ar fi să umplem informațiile. Eu vă voi prezenta cum să realizați un poster în PowerPoint, dar e important să vă spun faptul că aveți și posibilitatea să utilizați un soft mult mai bun. Este vorba de Illustrator. Adobe Illustrator este un program special pentru grafică și pentru design. Evident că este mult mai precis și veți face niște postere mult mai reușite pentru că el este făcut și realizat de ei pentru acest lucru. Puteți să-l cumpărați și să plătiți o valoare de 35 de euro pe lună sau puteți să plătiți o singură valoare pe an, 285 de euro costă să-l folosiți. Dacă universitatea sau centrul de cercetare în care lucrați are posibilitatea, ar fi bine să-l achiziționați. Dacă nu, puteți să folosiți și PowerPoint, pentru că PowerPoint este o unealtă pe care o aveți toți la dispoziție. Cum alegem culorile? Bun, acum vedeți că avem un format alb pe care voi începe să pun niște informații. Ca să alegeți culoarea de culori cea mai bună, aveți, bineînțeles, niște modele predefinite aici pe care puteți să le folosiți. Ele vă vor schimba formatul, evident, unele sunt mai potrivite, altele mai puțin potrivite. Cele mai multe nu sunt potrivite pentru poster. Vedeți că aveți o plajă întreagă de combinații de culori și de modele, dar nu sunt cele mai potrivite pentru un poster științific, deci nu le-aș folosi. De fapt, nu o să le folosim deloc. O să vă arăt cum ar trebui făcut de la zero. Bun. Aveți aici și variante de culori în care programul PowerPoint vine cu niște combinații de culori. Vine cu niște stiluri de background-uri, adică de fundal, dar așa cum vă spuneam, cred că cel mai bine este să lucrați pe un fundal deschis la culoare. Cum faceți să alegeți cea mai bună combinație de culori? Păi ar fi, cred că cel mai bine să căutați pe internet best color combinations, da? Cele mai bune combinații de culori. M-am uitat deja mai devreme și am găsit primul site, l-am ales întâmplător, 100 Brilliant Color Combinations. Și aici aveți tot felul de combinații de culori. Da?
Aveți pe nuanțe complementare, aveți pe culori de verde cu albastru, deci sunt niște culori care sunt analizate de graficieni ca fiind potrivite și aveți aici o întreagă paletă de combinații de culori. Ce trebuie să rețineți este că aceste culori, ca să le reproduceți în PowerPoint, vedeți formatul, are un cod. Acest cod este hexadecimal, care ar trebui să-l trecem în modul RGB, Red, Green, Blue, și în PowerPoint, dacă ne ducem și inserăm o formă, un shape, acest shape, putem să-i modificăm culoarea, da? Vedeți aici avem Shape Fill, putem să dăm un click, More Fill Colors, mai multe culori. Și avem posibilitatea să introducem un cod. Codul acesta este format din trei valori, red, green sau blue, numai că acel cod hexadecimal trebuie să-l transformăm în RGB. Există, căutați pe Google, da? Tot așa întotdeauna Google-ul ne ajută, convert hex to RGB. Și am luat primul site unde puneți codul hexa, da? De exemplu, aici am pus codul B3C100 și mi-a dat RGB, mi-a dat codul de culoare RGB 179-193-0. 179-193-0, da? Deci mă duc aici, 179-193-0. Ok. Și aceasta este culoarea de aici. Culoarea din cele recomandate, să spunem, din combinațiile de culori. Bun. Acum știți să transformați din hexadecimal culoarea în RGB, din RGB să o modificați și să o puneți într-un shape. Ce voi face în continuare este să iau un poster, să iau un articol pe care îl voi traduce într-un poster. Bineînțeles, dacă aveți un articol de conferință, va fi ușor să-l traduceți și să-l puneți într-un format de tip poster. Dacă aveți un articol de revistă internațională în care aveți foarte multe informații, atunci s-ar putea un singur poster să nu vă fie suficient. Sunt în America, folosesc foarte mult postere mai mari, template-uri mai mari, au postere de tipul acesta care sunt pe mai multe coloane. Postere mari, poate chiar 2 sau 3 A0, dar în general în Europa la conferințe sau în România cel puțin folosim formatul A0. În felul acesta ne folosim mai bine de suprafața peretelui, altfel dacă folosim acest format pe lungime riscăm să nu avem suficient spațiu. Bun, deci e clar că posterul trebuie să fie imaginea unui articol nu foarte mare, nu cu foarte multe rezultate, pentru că altfel sigur nu o să vă intre toate informațiile respective. Am ales un articol care are un titlu, are autori, bineînțeles, are și adresă de e-mail și date de contact, parte de introducere, are un studiu de caz cu câteva poze, ceea ce este bine și mă bucură faptul că există poze colorate pentru că vor da culoare posterului. Rezultate, iarăși avem niște capturi de ecran, niște tabele, 2-3 formule, e foarte bine. Concluzii și parte de acknowledgement, de mulțumit, care iarăși, bineînțeles, este important, și parte de referință. Bun, în următorul video vom începe să lucrăm și să vă explic exact care ar trebui să fie pașii ca să traduceți un articol într-un poster.